Ne-am întors la Lumea Nevăzută alături de Lidia Feciuru și vorbim despre secretele materializării dorințelor. Rămăsesem la trucuri legate de atragerea prosperității în viața noastră. Păi, uite, de pildă, eu sunt împotriva a lua banii de pe jos. Când găsești o monedă, eu nu iau. Poate că se uită lumea lungă, te-a călcat pe monedă și pleacă. De foarte multe ori au fost, că există și lucruri negative, știi? Sunt oameni care își pun pe monedă informația și o aruncă. Și cine o ia, ia informația cu tot. De-aia e bine să nu... Dar există trucuri. Uite, ca să începem să ne vină norocul în casă și de bani, nu trebuie să dăm bani noaptea din casă. Nu trebuie. Nu. Mai ales împrumut seara și luni. Ce e aia? Lunea, de seara, să lunea, bani nu se dă și bani. Seara. Nu se poate. Deci dacă vrei să vine cineva să împrumute, să vină ziua și nu luni. Foarte mulți oameni au superstiții legate de împrumuturi. Spun că dacă dau împrumut, își dau și sporul cumva. Păi există, să știi. Uite, există oameni când le dai banii, se gândesc cu invidie și îți poate lua sporul. Într-adevăr. Când îi dai bani, ți-a spus. Și cum îi dăm astfel? Sunt bani încât... care nu ți-au mai dat înapoi. E același lucru. Și înțelegi? Cum dăm astfel încât să nu ne fie blocat sporul? De foarte multe sporul. Ori trebuie să spunem în gândul nostru, când dai bani, spui, nu-ți dau bani, îți dau niște hârtii. Aha. Niște hârtii fără valoare. Deci trebuie să fim atenți când dăm bani exact. Împrumut. De foarte multe ori, când dai împrumut cuiva, spune în gândul tău. Nu sunt bani, sunt niște hârtii fără valoare. Și când iei împrumut? Când iei, trebuie să... Îl binecuvintesc pe cel care te ajută. Și te rogi de sănătatea lui, știi? Așa. Că te-a ajutat la momentul oportun, știi? Dar așa... Așa deci, funcționează lucrurile în univers. Deci lunea nu dăm bani, dar plătim facturi lunea? Măi, eu evit, să știi. Eu evit lunea orice fel de cheltuială. Tranzacții financiare... Exact. Mai există, cum mă duc eu la serviciu dimineața, lunea dimineața, eu un băiat care stă la intersecție, la o intersecție și de fiecare dată dați și mie un leu și spun, păi tu, eu lunea doar iau bani, măi. Înțelegi? Dacă, uite, lunea viitoare, eu ți-i dau ție marți, dar tu lunea mi-i dai tu mie. E bine, zic, tu lunea mi-i dai tu mie și mâine dimineața îți dau eu ție, știi? Pentru că așa funcționează universul. Deci sporul acesta se poate lua, deci nu e un mit. Nu e. Că bătrânii noștri știau și vorbeau de furtul sporului. Da. Deci nu e. Și de sporul casei, și de sporul de la bani, și de sporul și de noroc, apropo. Și da. Tot la fel. Că se ia de ochiat norocul, domnul. Când se adeoache norocul? Dar ce înseamnă e de ochiat norocul? De fapt, s-a uitat cu multă invidie. Aha. Înțelegi? Și a proiectat pe tine acea energie până exact. La urmă. Și proiectând energia negativă pe tine, a început energia pozitivă la tine să nu mai vină. Deci nu mai are informația pozitivă. Pa! Și începe să nu-ți mai meargă și începi să te îmbolnăvești și începi să pierzi și ai pierdut și sumă de bani și ai pierdut și poate și job și ai pierdut și portofelul și ai pierdut și nu știu ce. Începi să pierzi. Și ce facem în situația asta când vedem că ne sunt blocate foarte multe când arii, așa. Când avem chestiile astea, uite, mai aprindem câte o frunză de dafin. Da, așa. Și scriem dorință pe ea și dăm foc în casă. Deci cum facem? Scriem dorința pe frunză? Scriem dorința mărunțel pe frunză de dafin acolo. Bine, nu scriem polologii, că da, nu da, s-a da. Noi acatist la biserică. Scriem și noi acolo puțin tel, așa. E un moment anume al zilei când trebuie să scriem dorința pe frunză? Nu are nicio legătură. Universul e prezent tot timpul. Ce e aia dimineața, noaptea, 4 dimineața, dar ce-s mai trează stelele la 4 dimineața decât la 2 noaptea? Nu are nicio legătură. Ei, ți-am zis, e chestia de aici, din interiorul nostru. Eu n-am treabă cu la miezul nopții. Sau... Când ai tu posibilitatea și vrei, fă chestia asta. Când simți. E bine să mai... luăm, mai facem o speștanie prin casă, mai cu niște tămâie, mai tămâiem. Curățăm energetic spațiu. Exact, pentru că curățăm informația negativă. De foarte multe ori să facem chestia asta când am avut un musafir care nu ne-a făcut plăcere și care îl simți că este negativ încărcat, și că încărcat în toate direcțiile, după ce pleacă el,
fă o curățare din asta un pic. Deschide geamurile, aerisește. Să revenim la frunze. Deci scriem dorința pe frunza de dafin și apoi... Și dăm foc. Imediat, da? Imediat. Nu trebuie să stea o perioadă. N-are de ce sta. Dacă vrem să ne facem un talisman dintr-o frunză de dafin, pe care să o purtăm în portofel, este doar așa, că luăm frunza de dafin și îi spunem, tu ești norocul meu, tu mi-aduci norocul meu. Veșnic verde, veșnic vie. Da, și punem acolo. Dar de ce dafin? Nu are vreo proprietate anume? Păi o să-ți spun. Coroană de laur. Cine are coroană de laur? Biruitori. Deci merge și dafinul ăsta, mă întreabă colegii de la pliculeți. Da, normal, că dar e frunză de dafin, că nu-i prelucrat. Păi astea doar le spală și le pune la... Dar le mai spală, da, cred că le spală. Nu sunt uscate zi sintetică, ele sunt chiar și pe pom. Ai văzut că ea e foarte uscată și pe pom. Se spune că dorința scrisă are mai multă putere, pentru că are mai multe informații, cumva, pe, nu? Pe bilețel, scriem și pe bilețele și ne punem bilețelele sub pernă și sub plapumă și sub toate câte alea. Zile? Uite, e bine să punem de multe ori câte un cățel de usturoi sub pernă. Odată cu bilețelul cu dorința? Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Chiar să fie acolo, sub cearșaf, tot, dar în dreptul pernei. Deci că taie toate energiile astea negative din zona capului nostru și ne mai putem odihni normal și nu avem deci dormim cu usturoi super negative. Da. Apoi decât să mirosim usturoi de gură, mai bine îl punem pe pat sub pernă. Că îl putem pune într-un săculeț, nu e nicio problemă. Și el trebuie schimbat din când în când pentru că el absorbe anumite energii. Da. Și ca și sarea de altfel. Exact, exact. După care, uite, cu sarea. Punem în toate colțurile casei în câte un boluleț mititel, punem câte un piculeț de sare grunjoasă, nu trebuie să punem sare extra fină, că energiile n-au treabă că e extra fină sau e, sau e de Himalaya sau e de, de în fiecare cameră punem în colțuri sare? E bine unde stăm mai tot timpul, adică în dormitor, că în dormitoarele noastre intră mai puțină lume, da? Dar musafirii de obicei vin într-o singură cameră, în camera de oaspeți. Ei, și acolo, în camera de oaspeți, să punem așa câte un pic de sare. E bine chiar să presărăm niște sare sub preșul de la ușă. Bătrânii, bunicii noștri, dădeau cu sare prin curte. Da, da, da. Pentru că ea curăță forma negativă și îndepărtează, uite, îndepărtează tot felul de informații din astea care au venit. Împărânte de astea energetice. Exact. Cu dorința scrisă pe bilețel și băgată sub pernă. Ce facem? Ne scriem dorința și o punem acolo. Cât o ținem? Până se îndeplinește? Până se îndeplinește. Noi trebuie să știm că chestiile astea trebuie să le avem până se îndeplinește. Nu că mi-am pus dorința și peste o săptămână, dacă nu s-a îndeplinit, arunc bilețelul. Haideți-te cu... Înțelegi? Uite, învățam eu cu cănița de dorințe, cu mierea, într-o căniță de lut, să punem o piculeț de miere. Putem scrie pe bilețel dorință și îi dăm drumul în mierea aia. Da. Și ne punem dorința, ce dorință vrem. Să nu punem 10 dorințe, că nu se va îndeplini. Să nu punem, nu știu ce, ce știm că niciodată nu se poate întâmpla. O dorință pe care ne dorim foarte tare și o punem pe prevazul geamului. Așa, de azi pe mâine. Ai pus-o în seara asta, o iei mâine seara de acolo, 24 de ore așa. Ca să meargă a doua zi lumina soarelui, că trebuie să-și ia lumina soarelui. O acoperi cu cărpița albă și cănița o dosești undeva unde să nu o vadă nimeni. Deci musai să fie din lut. Musai să fie din lut, pentru că e legat de pământ. Deci că noi suntem foarte strâns legați de pământ, că economia e la pământ, aia e la pământ, toate la pământ. Și mierea care este adunată din toate florile, informații. Tot informații. Exact. Tot informații. Și atunci punem bilețelul sau un obiect ce ar reprezenta dorința noastră. Adică dacă vrei să te căsătorești, să pui un inel. Un ineluș. Nu trebuie să fie de aur. Sau dacă vrei bani, pui o monedă. Dacă vrei bani, spor, pui o monedă. Moneda să fie de, uite cum este, de moneda de 2 euro. Da? 2, are pe ea par. De 4 nave. Deci trebuie să fie o monedă cu o cifră pară. Cu cifră pară, da. Să nu fie una, trei, cinci. Trebuie să fie pară. Și ascundem această căniță. Și cănița o ascundem într-un loc pitit unde nu o vede nimeni. De ce să nu o vadă nimeni? Pentru că fiecare când o vedea-o va fi curios ce ai acolo.
Și proiectează pe ea informații. Și proiectează și spui, ce poți să-i spui? Băi, mi-am pus o dorință. A, ce și dorință? Pleacă și începe cu invidie să gândească la dorința ta. Și în loc să dorința ta să informația dorinței tale să plece, vine cineva și cu invidie și nu se mai primește. Dar există vreun test astfel încât să știm dacă o dorință este potrivită sau nu pentru noi? Dar noi simțim lucrurile astea, să știi. Oamenii simt lucrul ăsta, trebuie doar să-și asculte interior. Înțelegi? Trebuie să ne ascult, să învățăm să ne ascultăm pe noi. Pentru că asta e foarte important. Ți-am zis, nu pot să, poate îmi doresc să fiu regină, dar n-am cum. Pot să-mi pun și 10 câini cu miere și cu câte o coroană în ele, știi? Că nu e. Dar n-am să devin niciodată. Adică și dorința trebuie să fie realistă, știi? O dorință reală, nu fantezii. Și care să te privească doar pe tine și nu pe ceilalți. Dorința nu se pune decât pentru tine însuți. Nu poți să pui dorința pentru copilul tău, pentru un... Adică multe mame întreabă... Putem pune dorința și pentru sănătate, dar punem acolo niște plante medicinale, dăm drumul la o plantă medicinală. Foarte multe mame întreabă dacă pot lucra pe dorința copilului. Adică îmi doresc ca al meu copil să intre la nu știu ce facultate și poate pune astfel de dorință? Să-l educi. Deci nu-și poate pune și o astfel de dorință. Nu poți să-ți pui nicio dorință. Indiferent câte dorințe avem noi, copiii sunt, nu sunt terminațiile noastre, ei sunt entități aparte și va face ce vrea el. Deci nu pot să mă rog, pentru sănătatea copiilor e chiar indicat să te rogi, pentru că ești ca un înger păzitor pentru copiii tăi. Atât. În rest, este alegerea fiecăruia în parte. Apa, iarăși... Că așa noi ne putem ruga pentru fiecare de noi. Și când e bolnav, și când... Las că mă rog pentru tine, știi? Te rogi pentru el ca să-l ajute Dumnezeu la dorința lui, știi? Uh-huh. Că vrea să se sănătoșească sau că vrea să intre la facultate. Și copilul vrea și mama să roagă și ea ca copilul să intre la facultate. Dar nu e că dacă copilul e bezadea și nu vrea la facultate, tu vrei să pui dorințe în cănuță ca să intre la facultate. Apa, iarăși s-a dovedit științific, dacă apa e cel mai mare purtător de informații. Și o reține. Da, da, e și purtător. Da. Adică, uite, noi când ne mestecăm în ceașca de cafea, așa, putem face tot felul de vrăji din astea, știi? Ritualuri. Ce vrăji am mai făcut Samantha? Da, ce facem în ceașca de cafea? Ia să vedem. Mestecăm în ceașca de cafea și transmitem iubire, dragoste. Uite, dacă facem cafeaua iubitului, soțului, să-i aducă Dumnezeu liniște, sănătate, pace. Ne rugăm acolo și mestecăm. Lingura fiind de fier, e un purtător de energie. Tu ești emițătorul, ea e purtătorul, apa e captatorul. Da? Și să știi că chiar dacă ți se pare că n-ai pus atât de mult zahăr în cafeaua aia, parcă e și mai dulce și mai gustoasă ca orice cafea. Da, pentru că este, în primul rând, are dragoste în ea. În al doilea rând, este că informația este curată. Trebuie să punem doar informație curată. Da. Sunt și cazuri în care se fac incantații, da, cu de informații negative. De-aia nu li se îndeplinește. Nu li se îndeplinește. Să-ți ții minte, deci universul ăsta e, ți-am zis, el e mai deștept ca noi de 1 miliard de ori, indiferent cât am vrea noi să scoatem inclusiv inteligența artificială. Are un echilibru, el păstrează un echilibru. Nu poți să dai rău și să primești bine. N-ai cum. Deci nu ai cum. Cel puțin, de multe ori spun că, domnule, m-a blestemat. Domnule, blestemul e o formă de informație care îi se duce înapoi, înapoi. Și să știți că un blestem, dacă te-a blestemat ceva și e pe nedrept, blestemul pe nedrept, adică n-ai nicio vină. Și pe tine cineva, chestia asta se întoarce la cel care a blestemat cu forță îndoită de 2 ori mai puternic. Efect de bumerang. Exact. Și dacă te-a blestemat, să spunem, și tu ai fost vinovat, acea informație... Acea informație se duce și se lipește de tine. Se lipește de tine. Da. Deci de aceea se spune că se prind sau nu se prind blestemele. Pentru că, de ce? Pentru că omul când e vinovat, obligatoriu, îi frică, începe să aibă frică de ceea ce a făcut
și informația de incantația de blestem în sine se duce direct pe fodul fricii. Tum. Care e o vibrație joasă. Corect. Da, să mai revenim. De ce e spune eu? Dom'le, faceți bine. Faceți bine, da? Și primiți bine. Bine faci, bine găsești. Nu există. Nu există. Uite, încearcă să dai bună ziua cuiva, îți va răspunde. Încearcă să-i zâmbești, îți va zâmbi. Dar încearcă să-l înjuri, că te va înjura, și încearcă să te urăști la el, că se va urăși el. Așa este. Să ne mai dezvăluiți, că știți multe trucuri din acestea mărunte pe care le putem face pentru bani, să spunem, da? Pentru că tot e o temă pe care interesează pe toată lumea. Bați moneda pe bani, ți-am zis. Numai că, ți-am zis, chestia asta trebuie, obligatoriu trebuie să știm noi, să avem acces la informațiile astea. Acces la informație putem avea, dar trebuie să ne ascultăm și partea instinctuală. Să nu credem că ne vom îmbogăți vreodată din furt. Niciodată. Never. În momentul când am luat niște bani de unde, am furat, practic, îi furi din portofelul cuiva, de undeva, de unde îi pune omul, cu siguranță nu ți-ai atras decât necaz. Și poți să plătești prin altceva, nu neapărat prin bani. Cu siguranță. Că știi, e una să pierzi bani, și alta e să ți-i fure. Tu cu mâhnirea ta, cu toată durerea ta de pierdere, obligatoriu nu o să spui, băi, dar se spune că cel cu pagubă e și cu păcat. Știi, că spune, băi, mi l-a luat ăia. Poate ăla nu ăla, altul, da. Dar omul spune, Doamne, să-i dea Dumnezeu după suflet. Și atunci? Și le dă Dumnezeu după suflet. Și ne întrebăm, Doamne, de ce a pățit aia sau aia? Păi după suflet... După suflet, nu există. Spuneți de norocul casei, de sporul casei. Da. Aici sunt mai mulți membri și sunt mai multe. Acum știi că există intenții. Flori de sporul casei, care aduc sporul casei. Nu mai știu cum se numește. Aia, zici că e plantă de piatră, floarea de piatră, așa are, frunzele cărnoase. Și, există tot felul de plante. Acum ăștia au inventat și... care zic că e sporul casei, dar să știi că indiferent câte plante mi-am pus eu în casă, dacă n-am muncit... N-a venit sporul, nu? N-a venit sporul neam. Decât muncit la greu, știi? Și atunci știu că vine și e ok și e pe bune și nu are nicio problemă, știi? Dar în momentul când... Dar putem face. Unii să-și pună și spor și flori de sporul casei în casă, în colțul în care trebuie. Chestia asta e foarte, foarte multă informație. Au, ți-am zis, cei de la Feng Shui au foarte multă informație de chestii de genul ăsta. În rest, eu cred că fiecare persoană e personalitate parte. Și că ține de fiecare persoană în parte tot ce ține de... Să știi că eu am observat familii liniștite, care nu trăiesc în ciudă, care nu trăiesc în invidie, nu sunt nici foarte bogați, dar nici nu le lipsește nimic, știi? În acea armonie și echilibru. Păi și au o armonie și vreau să-ți spun că totul în familia aia merge în armonie. Deci totul merge în armonie, inclusiv căsătoriile copiilor cu neveste bune, cu... Deci totul începe, e o armonie întreagă pentru că... Se întâmplă firesc. Asta facem noi. Noi stricăm lucrurile. Dacă nu, dacă începe să districi un echilibru, noi îl stricăm. Da? Sucoate ca unul care în loc să trăiască în armonie, bea. Sau e violent. Sau tot felul de chestii. Cine strică? Omul strică. Nu universul. Universul, da. El vine și echilibrează. Dă echilibru. Înțelegi? Păstrează într-un fel echilibru. Deci noi suntem cei care creăm disarmonie. Sigur sau că armonie, da. În viețile, sigur, noastre. Și îți spun, indiferent ce ne-am pune noi, spor în casă sau... Da, se pune și bănuți în orez și tot felul de chestii. Da, sunt chestii care sunt din popor, știi? Uh-huh. Care mulți le născocesc, că dacă ea vi s-a întâmplat, a fost o coincidență să, și a trecut el cu spatele în casă, n-a ieșit, n-a intrat cu fața în casă, dar a intrat cu spatele și după aia, nu știu cum, a închis ușa, a câștigat niște bani. Și atunci începe să o facă un fel de mit, știi? Până la urmă e important și cât crezi tu în acel ritual. Ce spuneam? E chestia de autosugestia noastră, de credința noastră, de dorința noastră. Noi suntem cei care creăm lucrurile astea.
Știi că acum o să multe mulți la mine și o să zic că le-am stricat toate miturile posibile, știi? Dar nu e, e adevărat. Deci noi dacă suntem... eu cred că un portofel roșu îmi aduce mai mulți bani, e posibil că acel cu siguranță portofel acel roșu portofel roșu ție îți va aduce mai mulți bani. Dacă eu cred că un portofel negru deci mi-aduce ghinion, nu mi-aduce vine ghinion. Bani, uh-huh. Dar îți aduce un, nu știu, un... oportunități. Un serviciu, da, mișto, da, care e da. Bine plătit. Uh-huh. Da? Apar oportunitățile. Exact. Că nu e obligat, nu e legat numai de bani în sine sporul. Da? Că avem tot felul de chestii pe care de care ne putem bucura și să avem spor. De ce nu? Până la urmă, noi creăm prin puterea gândului. Noi creăm, noi distrugem. Așa este. Astea sunt cele mai importante. Dar sunt multe programe de-astea de autodistrugere. Pentru că oamenii nu trăiesc în armonie și în iubire. Și pentru că ne trăind în iubire, ei sunt predispuși mai mult către negativ. Societatea s-a schimbat. S-a schimbat mult de tot. Nu mai e societatea care o știam noi, care oamenii spunea și-a luat televizor, vreau și eu un televizor ca ei. Dar niciodată acum spune, băi, îi vreau televizorul ăsta. Înțelegi? Deci vreau să-i se întâmple rău, ceva să-i se întâmple rău. Tot timpul avem chestia asta de a ne manifesta negativ. Și normal că și atmosfera împrejurul nostru s-a negativat foarte mult. O simți mult. Încărcat. O simți și spui, domnule, ne lucrează ăștia cu energii, cu tot felul de unde. De pe dracu, ne lucrează. Ne lucrăm noi singuri. Că ne lăsăm influențați, că ne lăsăm conduși. Sunt formele gând ale noastre. Exact. Ia să văd eu dacă oamenii n-ar mai fi atâta ură între oameni. Că e o ură viscerală. Dacă n-ar mai fi atâta ură, crezi că ar fi o atmosferă din asta urâtă în aer? Nu. Mai luăm o scurtă pauză și ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi, revenim în câteva momente.